Benzină, carne, țigări, călătorii cu metroul sau băuturi alcoolice. Pentru toate plătim mai mult în acest an. Românii simt din plin scumpirile la alimente, dar și la utilități. Astfel, de cele mai multe ori, cetățenii sunt nevoiți să facă economie la apă și curent pentru a avea bani de mâncare. Sărăcia pare să fie cuvântul de ordine în România ultimelor luni. Din cauza curentului inflaționist, alimentele au ajuns la prețuri record, iar puterea noastră de cumpărare s-a deteriorat până la nivelul la care am ajuns codași Europei. Pe lângă scumpirile la alimente, costul de viață și-a majorat și el prețul. În general, România vând de înfruntat și facturi mai scumpe, dar și carburant sau servicii mai costisitoare. Am ajuns ca pe timpul lui Ceaușescu. Să economizezi și una și alta, și apa, și curentul, și bine, la țară, eu sunt din la țară, fac foc cu lemne, dar curentul mai fac economie. La cumpărături, cum vă descurcați, cum vi se pare prețul? Scump, s-a scumpit tot s-a scumpit. Dacă și țăranii s-au scumpit și tot ce se, și orice legumă, orice asta s-a scumpit-o. Scumpe, rău, scumpe, foarte scumpe. Ce să facem? E scump tot. În piețe sau la supermarket, prețurile depășesc tot mai mult bugetul românilor. Acum oamenii sunt mult mai atenți la produsele pe care le pun în coșul de cumpărături. Și când vine vorba de curent sau de apă, aceștia sunt la fel de grijulii la consum. La ulei trebuie să renunț. La carne, gata, salutis. Carne și mâncime. Dacă e un kil, două, restul... Nu mai e. Scumpe, grozav de tot. Și dacă e un ou, vă zic, pace mă uite un leu ou. Dacă mi sflămând odată, mânc cinci odată. Nu, e scump, rău, să știi stale. Scump. Și bani nu-s. De acum am lucrat 30 de ani la calea ferată, am 1.500.000. Ce faci cu 1.500.000? Duci ei de acolo, ei de acolo, gata. Lua nevastă mea niște mieră, niște celul pe aceea. Mă sunt stricat vreo 3-4 milioane. Acum să-și caute să-și apantol. Duce, să vedem câți bani mai vizi. Că după aia ce mănânci? Mănânci pâine goală. Cum vă descurcați în această perioadă cu scumpii? Destul de greu, că mă mai ajută copiii, dar cu pensia care o am, n-aș putea să mă descurc. Încercați să mai economisiți, mai trageți ceva din priză, vă mai abțineți de la... Mai luăm mai puțin, ne uităm mai bine pe ce dăm banii, să nu scăpăm prea mult într-o parte, să avem lipsă în alta, asta este. Explozia prețurilor la carburanți, energie electrică și gaze a adus deja scumpiri în lanț la toate produsele alimentare. Prețurile au crescut semnificativ de la începutul anului și până în prezent.